Salutare lumii, eu sunt Denis și bine v-am regăsit la un nou episod. Azi o să vorbim dacă chiar Tom și Jerry au murit după episodul 103 numit You Can't Lose din 1956. O să aveți chiar așa timp să vă uitați la episod dacă vreți, eu nu o să mă uit pentru că știu. Episodul începe cam așa, Tom vrea să agațe o pisicuță, dar și Butch, doar așa că Butch o impresionează mai mult cum ar fi pe Tom. Deci, după Tom vrea să facă tot posibilul ca să cumpere chestii, să o atragă, dar iubirea adevărată nu constă în diamante scumpe, chestii scumpe, hai să dau puțin mai încet aici. Deci, vedeți cât s-a chinuit, câți bani are, așa, doar că vedeți, ba, ce a cumpărat chiar un diamant mai mare aici. Aici vrea să-și închireze o mașină, deoarece se impresionează pe această tipă. Așa, el își vinde un picior, o mână, să fie sclav pentru 20 de ani, așa am văzut, nu știu sigur dacă așa. Dar el, după aceea, a văzut că Butch l-a făcut de rușine în fața pisicuței, el s-a îmbătat practic prin lapte și a încercat să se sinucide, dar Jerry nu l-a lăsat, deoarece știi mereu că Tom și Jerry s-au certat mereu, dar ei niciodată nu s-au lăsat la greu, adică când au vrut să moare, nu poate. Așa, și cum vedeți, este practic acum într-o depresie foarte mare și așteaptă să fie omorât de acest tren care o să vină și... Vedeți, Jerry se avează, noi suntem de persie, aici vedem că ei de-abia s-au mărit Butch cu acea pisicuță și într-o scenă vedem că și ea o iubește pe cineva, o pisicuță, o doamne, Jerry o iubește, un șoricel, o șoaricaică, cum vreți să-i spuneți, vedeți, o pupă așa, dar că este lăsat cu gura deschisă cu ea, cum vedeți că ei s-au măritat și ei șoricioaica, nu știu femininul, dar mă rog, după cum vedeți, s-a măritat cu alt șoricel și acum cei doi așteaptă moartea, dar o să vă zic eu că nu este așa. O să oprim puțin muzica asta horror, să vedeți ce se aude la final. Hai, se aude un tren, uitați acum. Nu s-a auzit, nu știu, stați puțin, dar mă rog, hai să pornesc, să căutăm aici altul, acum oprim, uitați, la final aici se aude un tren, că se încheie, uitați acum, s-a auzit, vedeți, da, eu o să vă demonstrez că cei doi protagoniști nu au murit în anul 1956 și foarte mult timp nu se moară, ei rămân viu în inimile noastre, dar nu neapărat de aia. După cum vedeți, este episodul 103, așa, dar să nu ziceți că au murit, nu au murit, după cum vedeți, după câteva investigări, am văzut că există Tom și Jerry episodul 140, dacă caut aici 105, o să fie foarte mult. Și uitați, asta este în 1956 și asta este în 1958. Și nu credeți toate acele zvonuri că ultimul episod e cu Tom și Jerry când este în basement, la subsol, că nu este adevărat, este fan. Este fan-made. Dar mă rog, înțelegeți voi ce vreau să zic, pentru că vedeți Tom și Jerry episodul 104, Barbecue Brawl. Și aici este episodul Blue Cat Blues. Deci asta dovedește, uitați, aici sunt foarte multe în continuare, dacă căutăm episodul, să zicem, 30, nu, încă continuă, deci da. Deci cei doi protagoniști, adică Tom și Jerry, nu au murit, chiar dacă ei, dar nu au murit, vedeți? Nu s-a terminat. Nu credeți toate aceste zvonuri care zic că ei au murit sau ceva. Deci nu este adevărat. Dacă v-a plăcut și vreți să mai facem episoade de genul, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe cel de subscribe și în cel mai mare caz share, dacă vreți.
Eu am fost Demi și la revedere. Pa, pa, ba, ba.